Bună ziua! Doamnelor și domnilor, bună ziua! Eu sunt Primuș Vehar și este o onoare pentru mine să vă zic bună ziua aici, astăzi, la acest eveniment, în special reprezentanții mass media și ONG. Vă salut din partea Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova și din partea a două proiecte finanțate de UE. Unul din ele este susținerea pentru implementarea cadrului legislativ a Uniunii Europene și aproximării legale și celălalt este cu privire la mass media și relații cu publicul. În contextul acestui proiect lucrăm mai mult cu dumneavoastră, cu jurnaliștii. Vă vom prezenta astăzi manualul cu privire la armonizarea legislației. Este elaborat de doi juriști practicieni, unul din ei este dintr-un stat care este acum în curs de negocieri, iar altul este dintr-un stat care are deja calitate de membru. Deci Slovenia și Serbia au lucrat asupra procesului de armonizare în statele pe care le reprezintă. Ambii sunt foarte activi în calitate de experți, în special în regiunea Balcanilor de Vest. Și la elaborarea acestui manual au contribuit și colegii de la Centrul de Armonizare a Legislației, precum și echipa proiectului. Republica Moldova este stat candidat de mai bine de jumătate de an deja și lucrurile devin serioase deja. Avem multe sarcini în față și următorul obiectiv mare va fi începerea negocierilor cu privire la accesiune. Și, cu siguranță, procesul de armonizare a legislației este sarcina cea mai dificilă care stă în fața dumneavoastră și a noastră tuturor și va trebui să ne mobilizăm eforturile în perioada ce urmează în Republica Moldova. În cadrul evenimentului de astăzi urmează să vă prezentăm procesele ce stau la baza armonizării legislației, nu doar din partea autorilor acestui manual, ci din punctul de vedere a oaspeților și vorbitorilor la evenimentul nostru. În stânga mea stă excelența sa, domnul Ianis Majeix, ambasador a Uniunii Europene în Republica Moldova. Lângă el stă domnul Vladimir Cuc, secretar de stat, reprezentant responsabil pentru integrare europeană la Ministerul de Externe și Integrare Europeană. Lângă el domnul Băluțel, secretar de stat la Cancelarea de Stat. Și lângă el, singura doamnă la masa de astăzi, doamna Natalia Suceveanu, șef a Centrului de Armonizare a Legislației în cadrul Cancelarei de Stat. Și lângă mine este domnul Medjac, expert din Serbia. Și eu sunt Timoș Vehar din Slovenia. Excelență, vreau să vă ofer imediat cuvântul pentru cuvinte introductorii. Vă mulțumesc, dragi participanți, dragi colegi, reprezentanții ai mass media și a ONG-urilor. La un an nou fericit vă doresc tuturor, să sperăm că va fi unul bun și productiv. Este o plăcere să mă aflu aici cu dumneavoastră pentru prezentarea acestui manual cu privire la armonizarea legislației, pentru că Moldova chiar va avea nevoie de el în acest an. Și nu doar în acest an, ci în anii ce urmează, întrucât acest proces a demarat deja, dar va dura câțiva ani. Și, desigur, în acest an intrăm cu un context absolut diferit de cel din anul trecut sau de câțiva ani în urmă. Mai devreme vorbeam despre Moldova în contextul de stat asociat, iar acum deja vorbim despre Moldova în calitate de stat candidat. Și în această calitate, Moldova se confruntă cu o sarcină dificilă în contextul integrării în Uniunea Europeană. Astfel urmează să fie stabilită o structură de coordonare internă în Republica Moldova care să permită o distribuire coordonată a sarcinilor
Și în acest sens urmează să fie sau a fost stabilit acest mecanism de coordonare, deci în decembrie anului 2022, și grupurile de lucru din cadrul acestui mecanism de coordonare vor începe lucru în curând. Ne bucurăm de acest fapt, întrucât avem nevoie de această structură pentru implementarea armonizării legale. Armonizarea legislației nu înseamnă doar un copy-paste al legislației Uniunii Europene în cadrul juridic al Republicii Moldova. Cu toate că este important ca în acest proces să nu fie adoptată legislație care intră în contradicție cu acquis-ul Uniunii Europene. Totuși, armonizarea reprezintă un proces structurat și armonizat care constă în elaborare, planificare și adoptarea actelor normative. Acest proces nu se sfârșește cu aprobarea legislației, pentru că legislația trebuie să fie implementată și executată, dacă e necesar, de sistemul judiciar. Și, de asemenea, vreau astăzi să evidențiez importanța implementării actelor normative. În 2023, Republica Moldova, pentru prima dată în istorie, va participa la exercițiul pachetului de extindere anual, ceea ce înseamnă că Uniunea Europeană va evalua alinierea legislației Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene în cadrul a 34 de capitole și va analiza modul în care pachetele legislative sunt adoptate și implementate în practică. Deci nu este vorba doar despre textul legii, ci despre modul în care aceste acte normative funcționează în practică. Și Uniunea Europeană va continua să ofere susținere Republicii Moldova în cadrul acestui proces. Manualul pe care îl prezentăm astăzi este de asemenea parte din această susținere, este unul foarte practic și reflectă experiența personală a ambilor autori în acest domeniu. Și vreau să exprim mulțumiri proiectului și autorilor manualului pentru elaborarea acestei lucrări foarte utile și de asemenea pentru cooperarea foarte bună cu colegii din Republica Moldova, de la Ministerul de Externe și de la Centrul de Armonizare a Legislației. Această cooperare este foarte importantă, atât la etapa actuală, cât și la următoarele etape. Uniunea Europeană poate partaja experiența, poate oferi exemple și recomandări, dar până la urmă instituțiile Republicii Moldova trebuie să elaboreze și să implementeze legislația. Sunt sigur că veți avea succes în ceea ce privește armonizarea legislației în cadrul acestui an și aștept cu nerăbdare să aud exemple practice de la autorii acestui manual. Vă mulțumesc, domnule ambasador. Elaborarea și adoptarea actelor normative reprezintă un prim pas, iar implementarea și executarea actelor normative sunt și mai importante și urmează la o fază mai târzie. Despre asta vom vorbi respectiv mai târziu. Domnul Cook, secretar de stat de la Ministerul de Externe și Integrare Europeană, una din persoanele responsabile pentru decretul cu privire la organizarea internă, deci este cea mai competentă persoană pentru a ne explica astăzi acest mecanism de coordonare internă. Pentru acest eveniment și pentru această carte. Cred că orice lucru fundamental, precum este integrarea europeană, trebuie să înceapă cu o carte. Deci el merită să fie scrisă o carte. N-aș zice că noi n-am avut cărți, metodologii, instrucțiuni, dar acum cred că ajungem la un nivel cumva mai nou, unde lucrurile sunt puse mai structurat și deja ajustate la realitățile noi, deja pentru țara care vine în proces deja de aderare, nu doar de asociere. Deci acest lucru este foarte important. Alt lucru important, fundamental, decât cărți sau metodologii, sunt instituțiile. Iată, pe partea asta a panelului, de partea Republicii Moldova, vedeți două instituții, Ministerul de Externe și Cancelarea de Stat, care sunt în centrul, în esența acestui proces, în coordonarea acestui proces de integrare europeană, bineînțeles,
extrem de mare rolul este a fiecare instituție și el pe parcurs tot va crește și va crește, dar în centrul proceselor unde cumva se cunoaște și bate pulsul acestei integrări europene sunt aceste două instituții, Ministerul de Externe și Integrări Europene și Cancelarea de Stat. Eu aș vrea câteva lucruri să spun. Primul și deja menționat despre coordonare, dar eu am să spun un cuvânt despre contextul extern. Noi deja mai mult am vorbit de mai mult timp și de mai multe ori despre în ce proces noi ne aflăm, în ce context extern noi acum ne aflăm, Republica Moldova. Suntem deja priviți altfel, suntem deja priviți ca un viitor stat al Uniunii Europene. Noi deja simțim asta în dialogul nostru, în calitate de dialogul nostru cu Uniunea Europeană. Suntem într-un an și complicat, dar și cu foarte multe ferestre de oportunități deschise pentru țara noastră, pe care noi toți împreună vom încerca să le utilizăm în beneficiul țării, în beneficiul cetățeanului. Acest an este foarte important, că într-adevăr va fi curând vom avea primul raport al Comisiei care ne evaluează capitol pe capitol, practic unde se aflăm. În acest an noi vom avea primul raport în toamnă, deja practic, care va arăta progresul ce întreprindem noi pe fiecare capitol. Mai spre sfârșitul anului ne așteptăm și la discuții cum ne-am mișcat pe condițiile, cele nouă condiții despre care voi cunoașteți și din ele ce decizii politice vor fi luate, vor fi adoptate la nivelul european. Deci va fi un an extrem de plin, extrem de complex, extrem de intens și pe partea internă de reforme, dar și pe partea diplomatică. Acum a fost menționat într-adevăr și salutat, mersi pentru aprecierea acestei hotărâri de guvern 868 privind coordonarea procesului de integrare europeană. Într-adevăr, această hotărâre a fost elaborată în extrem de strânsă cooperare cu Cancelarea de Stat, cu Natalia, cu Adrian și Ministerul de Externe. Noi, practic, am pus pe hârtie lucrurile care, pe de o parte, au existat anterior, create în baza acordului de asociere, structurile, coordonările, dar acum s-au mai adăugat noi elemente. Deci, noi am avut, cunoașteți din istoricul general, am avut Comisia Guvernamentală de Integrare Europeană, ea este. În acest an a fost creată Comisia Națională de Integrare Europeană, condusă de președinte, deci avem un for politic mai larg cu o componență care include parlamentari, societatea civilă, autoritățile locale, majoritatea miniștrilor. Deci asta e un forum, cel mai la nivel politic. Avem Comisia Guvernamentală condusă de un prim-ministru, care include în primul rând miniștri. Și iată elementul nou care, conform acestei hotărâri, apare în structura noastră și sunt grupurile de lucru pe fiecare capitol de aderare. Actualmente noi suntem la etapa de definitivare a componenței acestor grupuri de lucru. Primim contribuții din partea ministerilor, curând o să le prezentăm la aprobarea doamnei prim-ministru și vom avea o structură deja creată pentru a începe tot ce ține de deja transpunerea legislației, planificarea și ulterior transpunerea legislației, deja structurat pe logica aderării, pe 33 de capitole. Și, bine, vor fi create și alte elemente, de genul grup interinstituțional de coordonare la nivelul președinților, dar acestea sunt elemente tehnice. Element important este că vom avea persoane și structuri responsabile pentru fiecare capitol de aderare. Iată, asta e esența acestei hotărâri de guvern. Am precizat anumite modalități de interacțiune și am pus și sarcini majore principale pe acest an sau pe prima perioadă. Aceste sarcini sunt elaborarea într-o perspectivă medie a unui plan major de aderare care ne va ajuta în procesul de aderare pe 33 capitole, care va include atât măsuri de transpunere legislației, cât și măsuri de cooperare cu UE, sporire, și pregătirea raportului de extindere, enlargement package, despre care s-a menționat, acest raport de evaluare unde noi suntem fiecare capitol. Iată, cu asta se vor ocupa aceste grupuri de lucru. Și un alt element la care aș vrea să mă refer succint, pe lângă tot acest proces sistemic și foarte complex, avem și acele nouă recomandări, pe care la fel avem un plan de acțiuni mai suplu, mai mic, mai axat pe partea de justiție și anticorupție, care îl discutăm practic lunar ori la Comisia Națională sub conducerea doamnei președinte, ori la Comisia Guvernamentală sub
conduceri domnului prim-ministru. Acolo, la fel, există o dinamică intensă, practic, pe măsurile pe care am avut de îndeplinit până în decembrie anului 22, aveam două treme îndeplinite și câteva mai complexe urmează să le finalizăm în ianuarie-februarie, dar mai avem și unele măsuri pe anul 23, aici va fi nevoie de o accelerare, dar mergem destul de intens. Deci, asta sunt practic trei elemente despre care am vrut să spun, unde noi ne aflăm, contextul extern favorabil, dar foarte demanding, aș spune în limba engleză, da, foarte solicitant din partea autorităților, pentru asta am creat metodologie sau am cizelat-o, am văzut și structurile noastre, arhitectura instituțională, 33 de grupuri și în paralel lucrăm și pe nouă măsuri care este practic condiția politică care cumva ne oferă un bilet de a merge la următoarea etapă. Aici aș vrea să finalizez și să transmit colegilor. Domnul ambasador, primăș, Vladimir. Bună ziua, colegi. Eu da, mersi pentru o prezentare extrem de exhaustivă a eforturilor care le facem împreună, totul e fain. Eu aș vrea să mă refer la ceea ce a menționat domnul ambasador, în contextul angajamentelor a procesului de integrare europeană, atât cele nouă măsuri, cât și procesul de armonizare a legislației, cât și implementarea legislației și măsurilor de politici. Un lucru esențial menționat de Uniunea Europeană, dar și resimțit din noi, sunt capacitățile instituționale. Deci capacitatea fiecărei instituții în parte de a livra conținut pe partea de armonizare, adică proiecte de legi, proiecte de norme, cât și capacitatea de implementare și mai mult ca atât, pe lângă toate acestea, la nivel central, în special la nivelul Cancelarei de Stat, capacitatea de a ne asigura că ceea ce se votează, se ia ca angajament, este transpus în practică. Pentru acest lucru s-au făcut câteva pași esențiali deja la acest moment, deci perioada anului 2022 din toamnă a fost o perioadă dedicată intens pe lângă implementarea celor nouă măsuri, fortificării capacităților, care de fapt este și ea una din măsurile din acele nouă, și în mod special toate ministerele trec printr-un proces de reformare care presupune fortificarea capacităților pe integrare europeană. În majoritatea instituțiilor vor apărea consilierea miniștrilor responsabili de institut de integrare europeană, secretari generali adjuncți responsabili de integrare europeană și s-au fortificat direcțiile de monitorizare a politicilor, care de fapt trebuie să devină centrul procesului de coordonare în interiorul Ministerului de armonizare și implementare a legislației europene. La această etapă, 8 din 13 instituții deja au finalizat acest proces și urmează să demareze concursurile pentru angajarea personalului nou. Următoarele, restul instituțiilor, câteva sunt deja la cancelarii și urmează să fie aprobate în ședințele de guvern noile structuri, câteva care, având un dosar mai complex, în special în contextul anului de criză, procesul se va finaliza până la începutul primăverii. Asta a fost un element important. Un alt element pentru procesul de coordonare, în special, a fost reforma Cancelarei de Stat, care se va finaliza la 1 februarie. În acest context, ea presupune unul din elemente, este, de exemplu, crearea departamentului sau instituției de monitorizare și control. Și asta are inclusiv rolul de monitorizare a implementării legilor. Deci, pentru prima dată, în cadrul Cancelarei de Stat, se pune un accent deosebit. El exista anterior, noi încercăm să-l fortificăm la maxim, a Cancelarei de Stat, a Centrului Guvernului de a monitoriza în ce măsură, de fapt, se implementează legile și normele votate și aprobate fie în Parlament, fie în Guvern. Pe lângă acest lucru, pe partea de fortificare a capacităților, înțelegem și într-adevăr este o problemă remunerarea în sectorul public. Aici, pe lângă faptul că o să creștem în acest an salariile plus o să fie un spor adițional de 1300 de lei, s-a votat săptămâna trecută mecanismul de acordare a sporului pentru personalul implicat în procesul de integrare europeană. Anume pentru că volumul de muncă pe procesul de armonizare este extrem de mare, noi înțelegem că persoanele care vor fi responsabile de acest domeniu trebuie să fie remunerate corespunzător. Mecanismul de acordare a sporului persoanelor implicate în procesul de integrare europeană este
posibilitatea pentru acest persoană de a primi până la 50% din salariu în calitate de spor. Conform estimărilor noastre, circa 600 de persoane vor fi beneficiari la prima etapă acestui spor, circa 600 de funcționari din cadrul instituțiilor. Noi sperăm că acest lucru să facă atractiv pentru mai mulți specialiști, inclusiv din afară, cu o engleză bună, să facă mai atractiv venirea în serviciu public, dar și să motiveze actualii funcționari. Un lucru important pentru noi, care îl vedem și l-am resimțit în special în procesul de completare a chestionarului, este că în instituțiile publice avem oameni pregătiți, oameni care își cunosc meseria și oameni care simt și au o motivație mare, valorică, dacă vreți, pentru procesul de integrare europeană și ei trebuie motivați, susținuți, ca să producă și să miște acest trend, pentru că, de fapt, funcționarii publici vor fi, dacă vreți, nu știu, core, esența procesului de armonizare a legislației în mod special. Pe cele nouă măsuri, în contextul fortificării capacităților îmbunătățirii, doar vreau să adaug că urmarea ședinței de ieri a Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană, avem decizia de a comprima termenii, deci noi stăm foarte bine cu implementarea măsurilor care aveau termen limită decembrie 22 și în contextul faptului că vine procesul de armonizare și ne dorim să avem o accelerare pe partea de armonizare, a fost luată decizia să comprimăm termenii pentru implementarea acțiunilor din cele nouă măsuri. Deci ceea ce până acum la noi era cu un termen limită din aceste nouă măsuri, mai-iunie, încercăm să le comprimăm până la sfârșitul lunii martie, să avem o executare maxim posibilă a celor nouă măsuri. Asta este legat inclusiv și de raportul Comisiei Europene, care ne dorim la începutul primăverii să aibă deja o imagine de ansamblu a efortului care l-a făcut Republica Moldova spre deschiderea negocierilor, dacă vreți, sau spre executarea acestor angajamente. Eu nu o să mă refer la partea de armonizarea legislației prea mult. Am alături colega mea, Natalia, de la Cancelarie, care a depus un efort pe parcursul a perioadei extinsă de timp, în diferite contexte, de a ține pulsul cu faptul că legislația care se trece să fie maxim posibil aproape de UE și să avem o înțelegere acum noi unde stăm la capitolul de armonizare a legislației, la fel să asigură o coordonare bună între multitudinea de documente ce vizează procesul de armonizare, pentru că pe lângă cele nouă măsuri, pe lângă evaluarea care urmează să vină de la Comisia Europeană și care va da tonul lucrului în grupurile de lucru. Nu trebuie să uităm că avem PNA-ul, Planul Național de Acțiuni, că avem acordul de asociere, care la fel presupune un efort de transpunere a legislației. Și eu mă bucur, nu am acum dat și o evaluare concretă, dar pe parcursul anului, din momentul când noi am finalizat completarea chestionarului în luna mai, mă bucur că atât în Guvern cât și în Parlament am transpus multe din elementele care erau, de exemplu, în Planul Național de Acțiuni pentru implementarea acordului de asociere din perioada 2017-2020 și erau mult restante, de exemplu, pe domeniul energetic, de exemplu, pe deregularea afacerilor, de exemplu, pe politica socială. Multe din alea care erau restante de ani de zile au fost acoperite în ceea ce a făcut echipa guvernamentală și guvernarea, dacă vreți, în ansamblu, în ultimele 9 luni de zile acestui an. Eu mă opresc aici. Primoș, may I pass further? Da, mulțumesc, Adrian, pentru aprecieri. Excelență, onorată audiență, stimați colegi, eu mi-amintesc acum mai bine de 12 ani în urmă, de fapt, cu suportul și sprijinul Uniunii Europene, dar și a colegilor mei de la Centrul de Armonizare a Legislației, a fost elaborată prima metodologie de armonizare a legislației Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene. Ca și acum și atunci, cu 12 ani în urmă, noi am trăit istorie, pentru că Republica Moldova în 2010 se angaja într-un proces totalmente nou, se angaja în negocierea unui nou cadru juridic bilateral, acordul de asociere, care urmea să schimbe statutul nostru de stat partener cu Uniunea Europeană într-un stat asociat, dar dacă vorbesc de procesul de armonizare legislativă, care atunci în acel cadru legal al nostru normativ nu era unul evident obligatoriu,
Odată cu acordul de asociere, procesul de armonizare devine clar un proces angajant din partea Republicii Moldova, obligatoriu și irreversibil. Și vreau să zic că acea metodologie, începând cu 2010, mai bine de 8 ani, de fapt, a fost instrumentul de referință pentru toate autoritățile de linie în procesul de elaborare și promovare a actelor normative, asta până la intrarea în vigoare a acestui cadru astăzi modern și care este euro potrivit practicilor europene de elaborare și promovare a actelor cu relevanță a Uniunii Europene. Și acea metodologie ne-a servit să acoperim acel vid lacunar legislativ și pe care nu am putut promova un cadru legal nou. Și astăzi suntem la lansarea acestui eveniment, de lansare a unui nou manual de armonizare legislativă și eu vreau să zic că chiar din primele setări a priorităților cu proiectul lui Primoș, asta a fost prima prioritate pe care ne-am setat-o noi, să elaborăm o nouă metodologie, un nou manual de armonizare legislativă care ar corespunde și realităților juridice astăzi și a cadrului juridic național și a statutului nostru în relațiile cu UE, dar și să răspundă acelor evoluții care s-au produs și la nivelul Uniunii Europene din 2010 încoace. Și mă bucur că ne-a reușit. Este o structură și eu aș spune că este o metodologie nouă, pentru că chiar dacă nucleul de bază ține de a da ghiduri juridice și metodologice pentru cei care elaborează actele normative de transpunere a legislației Uniunii Europene și tehnici și practici și cele mai bune sfaturi și cei ce trebuie de evitat și greșelile de evitat în procesul de transpunere a legislației Uniunii Europene. Această lucrare, acest manual începe de fapt cu o prezentare teoretică a modului în care este organizată și funcționează Uniunea Europeană. Noi am considerat cu autorii că este foarte important ca înainte de a începe procesul propriu-zis să ai o închipuire generală ce este UE, care sunt instituțiile, cadrul instituțional al Uniunii Europene, care sunt responsabile în mare parte de procesul decizional la nivelul Uniunii Europene, de adoptare a actelor juridice ale Uniunii Europene, pe care și statele membre ale Uniunii Europene le implementează sau care chiar le transpun în legislația națională, dar și noi o facem. Tipologia actelor juridice a Uniunii Europene și cred că este un lucru foarte important. Dar încă un compartiment la care vreau să mă opresc este și cel dedicat rolului Parlamentului Republicii Moldova în tot acest proces de armonizare legislativă, pentru că chiar dacă Parlamentul nu este actorul cheie, în general, în procesul de integrare europeană, este totuși guvernul care deține rolul important în întreg proces, Parlamentul are un rol esențial în ceea ce ține de exercitarea controlului parlamentar și în a asigura că legislația pe care o adoptă, de fapt, este euroconformă cu legislația Uniunii Europene și, cel mai important, Parlamentul trebuie să conștientizeze că eforturile guvernului deja și legislația dată în Parlament nu trebuie să devieze, de fapt, de la legislația și standardele Uniunii Europene. Această metodologie era pregătită, prima versiune, de fapt, în primăvara anului 22. Primăvara anului 22 a început fierbinte în Republica Moldova, pentru că întreaga administrație și guvernamentală și nu doar a fost implicată într-un exercițiu destul de complicat, a trebuit să completeze acel chestionar cu foarte multe întrebări și să arătăm unde suntem, cât de pregătiți de fapt suntem de acest proces de a corespunde standardelor și criteriilor de eligibilitate. De aceea le mulțumesc foarte mult lui Vladimir și lui Primoș pentru că au reușit într-un termen foarte rapid să actualizăm întreaga metodologie la evoluțiile care s-au produs în relațiile cu Uniunea Europeană, obținerea statutului de stat candidat,
Dar nu în ultimul rând, pentru că au venit cu un compartiment aparte dedicat procesului de aderare nemijlocit și pașilor ce urmează să întreprindă Republica Moldova după obținerea acestui statut de stat candidat la Uniunea Europeană. În general, procesul de armonizare legislativă este foarte des și este privit chiar ca un proces pur tehnic. De fapt, este departe de a fi un proces pur tehnic, armonizarea legislativă, pentru că este un proces de modernizare profundă a țării. Și chiar dacă integrarea europeană o fac politicienii și adevărat Vlad spune că suntem într-un astăzi ne aflăm într-o situație favorabilă și pe exterior și interior, dar dacă nu ai un suport tehnic solid, nu mergi prea departe cu procesul de integrare europeană și noi, de fapt, am insistat că aceste accente să le punem chiar în denumirea acestui manual pentru a arăta că, de fapt, procesul de armonizare a legislației, transformarea țării, transformarea legislației naționale, implementarea ei, de fapt, este cheia succesului în procesul de integrare europeană. Și da, acest proces este unul laborios, acest proces este unul complicat, acest proces necesită eforturi, acest proces costă, dar el aduce beneficii. Este un proces lung, pentru că cât de mult nu am vrea, noi trebuie să mergem pas cu pas și să avem obiectivul pe termen lung și eu aici am să citez un înalt distins demnitar care, din România, care își împărtășea experiența în procesul de aderare la Uniunea Europeană, care spunea că nu este important momentul, este importantă calea care îți permite să te reformezi, care îți permite să reformezi continuu, în orice pas ne-am mișcat și în orice etapă pe care o trecem în relațiile cu Uniunea Europeană și cu siguranță că acest proces va trebui și va implica o mobilizare la nivelul întregii administrații. Vom avea nevoie de specialiști, de experți și mai bine pregătiți care să înțeleagă cu ce se mănâncă această legislație europeană, care sunt efectele, pentru că avem nevoie de instituții, nu doar instituții pe hârtie, dar și instituții care funcționează. De aceea sunt convinsă că acest manual va fi unul util și important pentru toată lumea implicată în activități de integrare europeană, fie că e vorba de elaborarea actelor cu relevanță UE, fie că este vorba de coordonarea proceselor, monitorizarea proceselor, fie că este vorba de implementarea legislației UE. Primoș, if I may, just a detail. Pentru că multă lume o să se întrebe care va fi utilitatea practică acestui manual. Una din elementele practice este că odată cu crearea grupurilor de lucru pentru procesul de integrare a UE, această carte, de fapt, va fi cartea de căpătâi a tuturor celor din aceste grupuri de lucru responsabili de procesul de armonizare. Deci asta va fi un ghid practic și util pentru toată lumea implicată în proces. Și vă mulțumesc. O să vorbească autorii, dar noi deja am început un ciclu de instruiri cu autoritățile exact. De linie și urmează mulțumim, așa că respectiv mulțumim autorilor, editorilor, doamna Natalia, și UE pentru susținerea în elaborarea acestui manual. Mulțumim. Yeah, thank you. Thank you very much. Vă mulțumesc tuturor pentru discursurile pline de inspirație și domnul ambasador a zis că armonizarea legislativă nu se face prin copy-paste, ci sunt absolut de acord. Pe lângă elaborarea și aprobarea legislației, de asemenea, este foarte importantă implementarea și executarea după caz judiciară a prevederilor normative. Și aceste cuvinte menționate de excelența sa sunt foarte importante. Domnul Cook a menționat coordonarea internă și stabilirea acestor grupuri de lucru care
sunt divizate pe capitolele de negociere și aceste grupuri de lucru vor avea o sarcină majoră, în primul rând de a identifica actele normative în domeniul în care vor lucra și după ce vor identifica actele normative ce urmează să fie armonizate, deci vor începe să planifice care acte normative urmează să fie transpuse imediat și care suferă amânare. Domnul Bălățel a menționat cât de important sunt funcționarii publici în acest proces. Într-adevăr, ei sunt piatra de temelie în procesul de integrare în Uniunea Europeană. Ei trebuie să fie motivați și bine plătiți. Respectiv, asta înseamnă reforma administrației publice. Și asta este o sarcină importantă în fața Republicii Moldova, precum și în fața tuturor celorlalte state care au mers pe această cale. Și este, apropo, o sarcină dificilă să înțelegi și să distingi între acele instituții care se ocupă de sarcini legate de integrarea UE și cele care nu se ocupă de aceste sarcini. Pentru că procese în paralel nu vor mai exista, toate vor fi interrelaționate. În ceea ce privește dreptul comercial, dreptul mediului, ajutorul de stat, concurență, toate aceste aspecte au partea europeană și partea națională. Nu vom mai avea procese care merg în paralel. Așa că fiți atenți când încercați să faceți această diferență între instituții responsabile de integrarea UE și cele care nu au tangență la acest proces, pentru că este o provocare dificilă. Și, domnule Bălățel, aveți absolută dreptate. Funcționarii publici sunt o piatră de temelie în acest proces. De asemenea, doamna Suceveanu a menționat că armonizarea legală nu mai este o opțiune, ci o obligație contractuală a țării. Dar, cum ați menționat, este un proces treptat, armonizarea nu se face de azi pe mâine. Elaborarea și adoptarea doar ar putea decurge mai rapid, dar implementarea și executarea, așa cum a menționat domnul ambasador, sunt procese ce durează. Nu este atât de problematic, de exemplu, să adopți niște acte normative în domeniul mediului. Juriștii repede le elaborează, dar implementarea acestora costă, trebuie să instalezi sisteme de curățare, trebuie să înlocuiești echipamentele la fabrici, la sistemele de încălzire, etc., etc. Și tot asta costă mulți bani, respectiv planificarea este un element cheie aici. Și, de asemenea, acordul de asociere nu este singurul obiectiv deja. Din punct de vedere a statutului de țară candidat, avem acquis-ul Uniunii Europene ca obiectiv general și Republica Moldova va fi evaluată nu doar în ceea ce privește conformarea cu prioritățile din acordul de asociere, ci și cu alte priorități. S-a menționat deja că prima parte a manualului se axează pe organizarea Uniunii Europene, deci descrie procesele prin care a trecut sau evoluția prin care a trecut Uniunea Europeană, începând cu comunitățile europene și până la formațiunea care este astăzi. Veți afla de ce nu mai zicem noi achi comunitar, ci achi a Uniunii Europene. Veți afla distincția și diferența între diferite acte normative europene. A doua parte a manualului este cea de bază, care explică etapele de bază, armonizării legislației, oferă exemple practice, metode și tehnice clare și spețe din legislația națională. Care sunt căile corecte de transpunere a legislației europene în legislația națională? Ce puteți face, ce nu puteți face? Se vorbește despre perioade de tranziție și alte trucuri care le pot folosi juriștii în elaborarea acestei legislații. A treia parte a manualului vorbește despre situația din Republica Moldova în ceea ce privește armonizarea legislației UE, acte normative cheie. Și a patra parte, cred că va prezenta un interes special pentru dumneavoastră, aceasta descrie următorii pași
în procesul de integrare în Uniunea Europeană pentru Republica Moldova. Iar a cincea parte a manualului, după cum s-a menționat deja, vorbește despre rolul Parlamentului în acest proces. De multe ori am auzit că Parlamentul nu are un rol foarte important pentru că doar adoptă legi pe care le pregătește guvernul. Și câteodată auzim o părere contradictorie că Parlamentul este cel mai important pentru că el adoptă legile și guvernul, de fapt, nu are un rol decisiv aici. Și ambele păreri sunt corecte. Ambele instituții, atât guvernul cât și Parlamentul, au un rol cheie. Doamna Sugeveanu a menționat că guvernul, ministerele de resort trebuie să elaboreze actele normative, primare și secundare. Cele secundare sunt mai multe la număr. După aia, aceste acte normative ajung în Parlament și Parlamentul are funcția de control super importantă. Nu ne așteptăm ca în Parlament să fie mai mare experți, de exemplu, în domeniul mediului decât în guvern. Nu ne așteptăm la expertiză în domeniul veterinar sau în alte domenii din partea Parlamentului, dar Parlamentul trebuie să ridice întrebări importante cu privire la aceste acte normative. Sunt ele aliniate la legislația UE? Avem noi resurse pentru a implementa aceste acte normative? De ce adoptăm acest act normativ acum și de ce nu peste jumătate de an? De unde vom lua resurse pentru conformarea cu acest act normativ? Și guvernul urmează să răspundă la aceste întrebări. Respectiv, Parlamentul are un rol foarte important și anume funcția de control. Și la sfârșitul acestui proces urmează să fie ratificat tratatul de accesiune, urmează să fie modificată Constituția și, desigur, va fi organizat și un referendum mai târziu. Dar guvernul are un rol foarte important, dat fiind că elaborează legislație și trebuie să implementeze și uneori. E vorba despre inspecții, poliție, ei de asemenea trebuie să le execute. În practică, plus, evident, a treia, deci ramură, judiciarul, cum a spus ambasadorul, este de asemenea important în aspectele de emitere a hotărârilor și cadrul normativ. Guvernul elaborează și implementează cadrul normativ. Sunt foarte multe documente ca atare. De asemenea, din practică noastră, noi am pus în carte aspecte negative de copy-paste, pentru că directivele reglementate sunt scrise de către statele membre și noi la Uniunea Europeană, ca stat membru, cum ar fi Letonia sau Slovenia, noi trebuie să armonizăm de asemenea cu directivele, doar regulamentele sunt direct aplicabile, dar chiar și acolo noi trebuie să ne asigurăm de aspecte de implementare și executare, pentru că e vorba despre capacitatea statelor membre. UE nu trebuie să nu poate să spună cine și ce va face. Lucrul trebuie să noastră de făcut. Și, din nou, aproximarea legală e vorba despre elaborarea legislației moldovenești pentru cetățenii moldoveni, pentru operatorii economici moldoveni în linie cu directivele UE și în linie cu cele mai bune practici. Și evident că e vorba despre supremație legii, funcții economice mai bune, drepturi sociale mai bune și îmbunătățite, producție mai mare, export mai mare, mediu mai mai curat, standarde de trai mai bune. Nu este teorie, este experiență practică. E vorba despre state care au fost state non-UE până la când au devenit state membre deja de 20 de ani. Și noi știm diferența, cum a fost anterior și cum este acum. Poate nu este ideal, dar dar este cea mai bună soluție pentru noi. Și trei fraze despre armonizarea legală pe care ambasadorul a început-o. Deci pot să spun că, în primul rând, primul pas de aproximarea legală este planificarea. Înainte de a începe adoptarea legilor, trebuie să planificăm. Iată de ce. Iată de ce trebuie sau aveți nevoie, în primul rând, să definiți ce legislație există în domeniul meu și în ce domeniu lucrez eu. Fie că vorbesc despre aspecte de mediu, de aer, aer curat, trebuie să știu ce legislație există la nivelul Uniunii Europene. Pe aceasta noi putem să cumpărăm ceea ce avem acum în Moldova. Pe aceasta vedem care sunt lacunele și pe aceasta planificăm ce putem să facem.
aici avem nevoie de implementare. Putem să adoptăm legile acum și să implementăm în 15 zile? Da, putem. Dar avem nevoie de evaluarea impactului, de evaluarea impactului sau nu mai încălzim Chișinăul și nu vom avea aer curat, dar pe aceasta vom îngheța, va fi foarte rece. Sau adoptăm o lege și nu implementăm. Bun, o avem, arătăm legea, dar nu avem bani pentru implementare. Nu merge așa, pentru că vom pierde toată credibilitatea în fața partenerilor noștri europeni. Și ei și noi vom înțelege mai bine situația. Da, facem asta, dar nu acum, peste 2 ani, pentru că peste 2 ani vom avea resurse pentru asta și vom putea să planificăm în mod corespunzător. Iată de ce este pe agenda noastră, la noi este pentru 2023, de pe 2025, din cauza acestor motive. Iată de ce, aceasta este de asemenea proces de armonizare legală și este foarte importantă planificarea. Și de asta noi vă urgentăm. Vrem să adoptăm aspectele cheie pentru aici, pentru Balcanii Vestici. Deci UE a cerut un plan divizat pe capitole. Și acesta este un document foarte util. După planificare vine elaborarea, care de multe ori este cel mai ușor proces, pentru că este un lucru tehnic pentru noi. Vorba despre elaborare, despre tehnica de scriere legală, dar trebuie să avem grijă mare de proces, pentru că noi, ca experți externi, noi vă spunem că aveți anumite anomalii în Moldova. De exemplu, sunt mai multe legi sunt puse Parlamentului, pregătite de către Parlament decât pregătește guvernul. Asta deja este un semnal că ceva nu merge bine. Pentru că nu putem să ne așteptăm că la Parlament sunt experți mai buni și mai competenți decât ministerele de ramură. Asta este uneori, prin asta se câștigă timpul, se scurtează procedura lungă de procedură interministerială. Voi nu sunteți ultimul ca țară în acest sens, evident. Și mai se mai trec anumite consultări publice și se trece de la oficiul legal al Ministerului către membrii Parlamentului și care pot expedia în Parlament legea. Întrebarea este, uneori, proceduri mai rapide pot însemna probleme în calitatea documentului elaborat. Deci, este important, este important rolul Centrului de Armonizare Legală care verifică tabelele de concordanță atunci când se elaborează documentul, pentru că aceasta ajută foarte mult când se scrie legea. Pe aceasta vine adoptarea, așa cum am spus noi, Parlamentul pentru legi și Guvernul pentru gardul normativ. Guvernul are un rol dublu și rol de control al Parlamentului, care poate pune întrebări, face modificări și după aceasta vine partea de implementare. Uneori instituții noi sunt necesare, angajări noi sunt necesare, dar asta trebuie să planificăm, să implementăm în practică. Am spus ambasadorul, executarea în cel de urmă, prin inspecții, prin poliție, prin judiciar și după aceasta cercul cumva se închide. Vladimir, eu v-am neglijat. Ca autor, vă rog frumos, Vladimir Mergec este juristul șef în echipa din cocere din Serbia. Înainte de aceasta, el a lucrat în biroul de încredere europeană, în guvernul sârb. El a creat procesul de aproximare, de armonizare legală și are o amplă experiență în țările din Balcanii de Vest, unde lucrăm și noi împreună. Uneori, Vlad, vă rog. Mulțumesc frumos, Primuș. În primul rând vreau să mulțumesc pentru oportunitatea de a lucra în acest proiect. Eu am lucrat la acest proiect în octombrie 2020. A fost o plăcere să lucrez cu cei din guvern, instituțiile de stat. Am avut un mare ajutor de la Cancelarea de Stat și Ministerul Afacerilor Externe este beneficiarul de bază. Era cu noi, lângă noi. Este foarte important atunci când lucrezi în sistemul legal pe care îl cunoști. Trebuie să începi de la zero și este foarte greu. Uneori să începi de la zero dacă nimeni nu se explică lucrurile, cum stau lucrurile, cum funcționează lucrurile. Și trebuie să au răbdare pentru că pui întrebări negioabe și nu înțelegi din prima dată ce îți explică, cum îți explică. Pe aceasta este foarte greu
să vorbesc ca ultimul vorbitor. Deci eu voi trece peste câteva lucruri pe care am vrut să le spun și eu doar vreau să menționez importanța armonizării legale în următorii pași care stau în fața Moldovei. Voi toți știți acele trei condiții de aderare la UE și a treia condiție este asumarea obligațiilor ce rezultă din faptul că sunteți membru UE, traduce în engleză armonizarea legislației conform acquis-ului european. Aceasta este cel mai solicitant proces. Iată de ce negocierile privind aderarea pot dura foarte mult timp. Iată de ce această armonizare, de fapt, permite un nou stat membru să funcționeze ca un nou stat membru. Dacă nu, armonizați și aderați, veți avea foarte multe probleme atunci când sunteți stat membru. Negocierile prin aderarea este un proces de adaptare a sistemului legal național și a instituțiilor și a structurii naționale pentru a fi compatibil cu cea a UE. Unul din principiile de aderare pe care le veți avea atunci când veți începe negocierea este că scopul aderării, scopul acestor negocieri este alinierea completă, totală cu implementarea acquis-ului la o anumită dată. La sfârșitul acestor negocieri, fiecare țară candidat este total armonizată și este capabilă să funcționeze ca stat membru. Iată de ce putem să spunem că voi nu negociați legislația UE. Atunci când spuneți negocierea aderării la UE, oamenii pot să aibă impresia greșită. Voi nu negociați regulile UE. Regulile UE vi se dau fiecare stat membru nou. Acesta este principiul din 73 la aderarea Marii Britanii. Deci UE nu schimbă regulile. Voi trebuie să schimbați regulile. Voi trebuie să vă adaptați pentru la aceste reguli. Asta înseamnă că nu negociați, deci voi negociați doar când și cum. Deci când și cum veți transpune legislația și cum o veți face. Pentru că sunt foarte multe modalități și fiecare țară trebuie să găsească cea mai optimă soluție pentru situația sa proprie. Și evident că noi negociem pachetul financiar, de fapt cum vom acoperi aceste costuri de aderare, pentru că acesta este un proces costisitor. Deci noi putem negocia aranjamente de tranziție sau anumite aranjamente, dar acestea sunt un număr foarte restricționat de cazuri și UE este foarte strict în acest sens și posibilitatea de a avea aranjamente de tranziție, nu aplica legislația UE, de fapt acest lucru nu e realist. Deci participarea în negocierea de aderare a Serbiei, deci se vede cum deci nu mai există spațiu de manevră. Deci noi vorbim despre adaptare, procesul de adaptare. Eu vorbim despre negocieri, noi negociați regulile, rolurile, dar negociați cum veți adapta la regulile UE. Aceasta se face prin armonizare. Deci eu folosesc termenul adaptare. Deci pentru a arăta că sistemul vostru trebuie să fie adaptat, nu trebuie să fie distrus. Sistemul vostru trebuie să funcționeze pentru cetățenii voștri, pentru companiile voastre, pentru businessul vostru. Trebuie să puteți să implementați acest lucru. Trebuie să poată să înțeleagă acest lucru. Acest lucru nu poate fi făcut peste noapte și acest lucru nu poate fi făcut dacă încerci să impui reguli care sunt total ilogice. Când vine vorba de sistemul vostru legal, dar este foarte solicitant pentru că se așteaptă de la fiecare stat membru UE să funcționeze ca un stat membru UE din ziua întâi. Deci din ziua întâi toate regulile UE sunt aplicabile statului membru UE, deci cu excepția celor număr limitat de excepții atunci când aveți o perioadă de tranziție. Deci Moldova, deci noi ne așteptăm toți evaluarea Comisiei Europene, deci e vorba despre cele 33 de capitole de negociere. Aceasta vă va arăta la ce etapă sunteți în ce privește alte țări din Balcanii de Vest. Toți primesc note în raportul Comisiei Europene. Primiți note, adică punctaj, cât de gata sunteți de a fi membru, de la o scară la 1 la 5. Moldova va putea să se compare acum cu alte țări candidate mai vechi sau cei care sunt deja de 17 ani în listă. Deci să vă comparați cu cei vechi,
mai bătrâni și aceasta vă va arăta unde sunteți, unde vă aflați. Deci să nu aveți un sentiment negativ că veți avea punctaj slab, voi numai ce ați depus cererea, voi nu vă gândeați la aderarea la UE, dar aceasta va fi un lucru foarte bun pentru voi să înțelegeți unde sunteți, care sunt punctele slabe, atunci când înțelegeți care sunt punctele slabe, le veți rezolva. Moldova are un sistem de coordonare, un sistem cred național, este un lucru foarte important, e un pas foarte important odată ce face acest lucru, odată ce, și odată ce înțelegeți ce vă stă în față atunci planificați, primul pas este făcut, este foarte bun, deci a fost făcut la timp și acum trebuie să mergem mai departe și să începem planificarea, așa cum am spus, primul rând planificarea, după aceasta elaborarea și următorul pas este deschiderea negocierilor pentru aderare, dar despre acest lucru vom vorbi când vine timpul. Deci am încercat în mandatul nostru să fim cât mai practici posibil, să fim cât mai prietenoși. Noi suntem ambii practicieni, deci noi încercăm să folosim experiența pe care am câștigat-o, dar cele proaste, de exemplu. Deci înveți din greșeli. Și totul ce am scris noi în manual e ceva ce am văzut noi în viață, pe viu. Asta s-a întâmplat cel puțin în una din țările noastre, sau atât ambele. Noi ambele venim din fosta Iugoslavie. Și copy-paste-ul era un sport, un sport folosit. Dacă o țară din Iugoslavie facea ceva prost, greșit, ceilalți făceau același lucru prost și greșit. Slovenia a fost prima, deci nu a repetat ceva greșit de la alții. Da? V-a repetat pe voi. Deci toate exemplele proaste pe care noi le-am pus acolo, nu le-am văzut, da? Le-am văzut. Nu e nimic nou, nu e nimic despre ce trebuie să fim negativiști, doar folosiți și nu evitați greșelile. Asta va economisi timp. Mersi. Mersi mult, Vlad. Noi n-am făcut greșelile în Slovenia, nu? Exemplele proaste, greșelile noastre, noi am încercat să evităm anumite lucruri pe care noi le-am făcut. Vladimir, asta este găsește în partea 4. Acolo sunt descriși următorii pași pe care Moldova trebuie să îi întreprindă. Și pentru voi jurnaliști este foarte bine să vedeți. Asta următoare, să vedeți următorii luni și ani. Bun, vom avea discuții informale și niște gustări după asta. Dar înainte de asta, pentru aspectele noștri, ei pot să adauge ceva și voi, de asemenea, puteți să puneți întrebări nouă oaspetelor noștri. Vă rog frumos. De asemenea, dacă colegii care ne urmăresc pe Zoom, dacă aveți anumite întrebări sau dacă vă interesează cineva sau cineva vrea să adauge ceva suplimentar la ceea ce v-a spus, vă rog. Targetează mult eforturile care le fac instituțiile publice, în special funcționarii, procesul de armonizare, Parlamentul, evident. Eu vreau să menționez că în procesul de integrare europeană noi înțelegem și importanța implicării societății civile. Pentru acest lucru deja, și asta este inclusiv partea celor nouă condiții, lucrăm la crearea unor platforme consultative permanente în cadrul fiecărui minister cu societatea civilă, unde se existe, dacă vreți, ceva similar unui proces de avizare a proiectelor de legi de către societatea civilă, respectiv să avem și o perspectivă a societății civile integrată în procesul de elaborare a legilor, ceea ce este foarte important. Un al doilea element este îmbunătățirea legii cu privire la accesul la informații. Ne dorim acest lucru și din perspectiva unei deschideri mai mari a autorităților pentru a livra informații publică. Procesul de integrare europeană nu se poate întâmpla fără ca publicul și cel specializat, societatea civilă, experții, dar și publicul larg să înțeleagă foarte bine ce se întâmplă și încotro să mișcă procesul de integrare europeană. Aceste eforturi sunt parte și a celor nouă condiții și a Planului Național de Acțiuni pentru Integrarea Europeană, dar am vrut ca acest lucru să fie cunoscut și înțeles. Motorul, greul lucrului, într-adevăr, în special pe armonizare, trebuie făcut de instituții, dar nu poate fi făcut fără o participare și o înțelegere din partea societății civile, experților, a unui public larg a proceselor. Thank you, Mr. Beluțel. So I see... Deci, văd o întrebare. Vă dau microfonul meu pentru întrebare.
O să vorbesc în română. Sunt Veronica Serețeanu, sunt la Camera Americană de Comerț. De fapt, în primul rând vrem să vă mulțumim pentru această prezentare. Este un exercițiu așteptat foarte mult. Mi-ați adus aminte de o chestie care am citit-o când eram micuță, într-o carte care se numește Alice în Țara Minunilor. Cu siguranță că ori ați citit-o voi, ori pentru copiii voștri. Și acolo era un moment când Alice ajunge la o răscruce împreună cu, cred că era cu iepurile, și întreabă, acum pe unde o iau? Aveau mai multe căi. Și iepurile zice, păi tu decizi pe unde o iai. El spune, păi nu știu unde să o iau, hai zi-mi tu, că tu știi drumul. Zice, eu nu știu drumul, depinde unde vrei să ajungi. Păi iată de cine mi-am adus aminte de asta, că exact atunci când s-a pornit tot procesul ăsta de aderare, discuțiile despre asta, cred că prima ce aveam în minte foarte, foarte proeminent era să înțelegem exact care este calea de parcurs. Pentru a înțelege, noi știm unde vrem să ajungem, acum trebuie să alegem corect calea corectă. Păi iată, dacă alegeți calea corectă și sunt de la asociație de business, trebuie numai decât să vă zic că credem că asociațiile de business trebuie să fie implicate foarte activ în acest proces. Cred că ceea ce a menționat și domnul Cuca, asta a fost o mică ratare a procesului precedent, că atunci când asociația și mediul de afaceri a fost implicat doar foarte ocazional, pe segmente foarte înguste, și asta poate anumite chestii se puteau face mai bine dacă era altfel. Acum am învățat din lecțiile trecutului, cum a spus și colegul din Slovenia, corect? Da. Am învățat din lecțiile trecute, a vorbit domnul Bălănel despre implicarea societății civile, sper că asta implica și mediul de afaceri. Eu niciodată nu înțeleg dacă când vorbim despre societate civilă ne referim și la mediul de afaceri sau doar la societate civilă. Foarte bine, atunci noi așteptăm cu mare drag invitațiile pentru a participa și vă promitem un feedback pe măsură așteptărilor voastre la aceste proiecte. Mulțumesc mult! Eu pot să doar o mică remarcă să fac. Într-adevăr, acordul de asociere, totuși, așa, pe partea cumva economică, așa, vorbind grosso modo, mai mult viza comerț cu bunuri și anumite cote, despre care noi și acum deseori vorbim, deci accesul produselor noastre în context de export, mai puțin pe servicii și poate mai puțin pe implementarea standardelor, așa cum ar prevede comparativ cu asta procesul de aderare. Acum procesul de aderare va presupune mult mai mult efort de anume de standardizare, de transpunerea directivelor, deja nu doar celor prevăzute în acord de asociere, dar în perspectivă tuturor celor care există în Uniunea Europeană pe parcursul anilor, și este absolut firesc că în acest efort de implementare a standardelor și legislației business-ul să fie mult mai mult consultat și adevărat, acum vor exista mai formalizate aceste platforme de dialog. Hotărârea despre care am menționat, ea prevede într-un punct special posibilitatea implicării diferitor actori din afara sectorului guvernamental. Deci e adevărat, se face această juncțiune deja mai clară, practic doar să confirm așteptarea colegilor din asociații de business în acest proces. Mersi. Eu la fel vreau să menționez pentru asociațiile de business, deci noi deja paralel procesului, dacă vreți, de integrare europeană sau complementar, nu, într-adevăr nu mai este cazul să vorbim despre proces paralel, dar mai degrabă complementare, acum, de exemplu, se lucrează și deja este un grup de lucru pentru, de exemplu, reglementarea schemelor de ajutor de stat, un subiect extrem de important pentru investitorii străini, de exemplu, și a zonelor economice libere. Se discută foarte mult pe procesele de, chiar astăzi, doamna prim-ministru a convocat o ședință pe mecanismele de ajutor, pe mecanismele de control și reglementarea controlelor de stat, care la fel face parte inclusiv din agenda de asociere și face, este targetat, este un element targetat în în grupurile de lucru care urmează să fie convocate. Deci, acolo, numai decât acest subiect o să ajungă la etapa de consultare cu mediul de afaceri. Pe elementele de export, la noi anul ăsta este un an, totuși, în care nu trebuie să uităm cu un mare succes în relația RME-UE, este o creștere vertiginoasă a exporturilor și ne dorim extinderea produselor, aplicarea standardelor care ne-ar permite să creștem categoriile de produse care au acces pe piața europeană, și asta deja la fel va face parte din procesul de armonizare a acquis-ului care ulterior se permită. Respectiv, este inevitabil, dacă vreți, o relație mai strânsă cu mediul de afaceri și o previzibilitate a mediului de afaceri, ce ne așteaptă în procesul de implementare a standardelor.
Eu aș spune că și astăzi proiectele de acte normative, cel puțin la nivel legislativ, inclusiv cele în special care transpun, vin să implementeze, să modernizeze legislația Uniunii Europene, chiar dacă noi am vrea un proces mai rapid, dar dacă ele au un impact asupra mediului de afaceri, noi în mod obligatoriu ne îngrijim ca ele să fie discutate cel puțin pe platforma grupului de lucru al activității de întreprinzător și opinia lor este una importantă în acest aspect. Și chiar dacă mediul de afaceri are o altă opinie, poate prea ne grăbim cu procesul de transpunere, încercăm să găsim un compromis ca să fim și aliniați cu legislația UE, dar și să fie articulat cu interesele mediului de afaceri. Yes, business provides employment. Da, mediul de afaceri oferă locuri de muncă, contribuie la buget prin taxe și impozite, respectiv este foarte important ca mediul de afaceri să fie implicat în procesul legislativ prin intermediul consultațiilor publice, prin intermediul ședințelor și întrunirilor cu reprezentanții ramurilor industriale și, de asemenea, mai este și mecanismul de a face lobby prin intermediul deputaților din partea mediului de afaceri. Și întotdeauna apar astfel de întrebări foarte concrete. De exemplu, actul normativ, ce va aduce el sau cum va afecta fabrica din orașul meu? Așa, întrebare. Cu așa întrebare m-am confruntat și eu 20 de ani în urmă la mine în țară. Va trebui să închidem fabrica sau, dimpotrivă, va trebui să investim mai mult, să ne modernizăm? Deci veți avea multe asemenea întrebări și este foarte important ca mediul de afaceri să fie pe deplin implicat în acest proces. Da, și mai avem o întrebare. Vă dau microfonul meu. Thank you. I'm Catherine Debasova from Debasova de la Newsmaker. Întrebarea mea nu este despre manual, ci despre procesul de integrare și întrebarea mea este pentru domnul Majeix. Astăzi s-a anunțat că în Chișinău va avea loc a doua ședință a comunității politice și se pune întrebarea ce asistență va fi oferită Republicii Moldova pentru găzduirea acestui eveniment la nivel înalt. Ne bucurăm foarte mult că acest eveniment va fi ținut aici, în Republica Moldova, să este o oportunitate pentru Republica Moldova ca să se bucure de mai multă atenție la nivel înalt, pentru că vor fi șefi de state care vor participa la eveniment, respectiv este un lucru foarte oportun atunci când vine vorba despre vizibilitatea statului și vizibilitate în fața partenerilor de dezvoltare care oferă susținere continuă pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Nu am primit careva cerințe sau solicitări de asistență. Dacă le vom primi, atunci vedem cu ce putem răspunde. Posibil că asemenea solicitări au mers la statele membre, pentru că evenimentul depășește doar nivelul Uniunii Europene. E vorba de participare reprezentanților diferitor state membre, respectiv poate fi vorba despre asistența din partea lor. Deci el va aduce împreună 44 de lideri de state, un pic mai mult decât are Uniunea Europeană. Da. Și vreau să menționez că efortul de organizare la moment, guvernul și-l asumă în întregime. Noi evident vom apela și apelăm și suntem într-o legătură strânsă cu principalii actori din cadrul European Political Community pentru organizare, dar pentru Republica Moldova asta este cel mai important și cel mai mare eveniment de politică externă din istoria modernă a Republicii Moldova și pentru noi organizarea acestui eveniment va aduce beneficii încă mulți, mulți ani înainte de înțelegere și cunoaștere, în primul rând, a liderilor străini a Republicii Moldova și a regiunii și, într-al doilea rând, de aprofundarea parteneriatelor și care presupune inclusiv și o asistență
potențială mai mare din partea țărilor membre, din partea Uniunii Europene, la fel, respectiv asta creează niște oportunități de politică externă, dacă vreți, respectiv este interesul Republicii Moldova să organizeze acest summit și respectiv și costurile vor fi asumate de Republica Moldova. Și dacă vorbim de politică externă, eu doar am să adaug la ceea ce a spus Adrian, absolut corect. Deja sunt purtate discuții cu cei care au organizat prima reuniune, de exemplu, colegii cehi, deja sunt purtate discuțiile cu Secretariatul Consiliului European, cel care organizează astfel, aproape astfel de summit trimestrial în UE, deci partea protocolară, partea de securitate, partea logistică. Deci astfel de asistență și expertiză deja este în proces, dar celelalte beneficii deja au fost menționate. Yeah, it will be undoubtedly a huge... Da, cu siguranță va fi o provocare financiară și din punct de vedere a securității pentru Republica Moldova. 27 state membre au UE și celelalte state, deci cu un număr final de 44. UE este un lucru foarte bun, dar totuși integrarea în Uniunea Europeană este mai puțin posibilă în cazul în care problema transnistreană rămâne nerezolvată. Și faptul că nu avansăm pe dosare de mare corupție. Cum lucrează autoritățile în acest sens? No, luckily we have with us. Da. Cu noi este colegul din Serbia și Serbia, de asemenea, este în curs de negociere și avem și noi, conform Constituției noastre, o parte din teritoriu care este separat. Și ce vreau eu să vă zic este că aceste procese pot merge în paralel, respectiv problema transnistreană poate fi soluționată în paralel cu negocierile, pentru că nu veți adera mâine, poi mâine. Desigur, odată ce veți intra în Uniunea Europeană, hotarele țării trebuie să fie foarte clar delimitate, dar nu veți intra în Uniunea Europeană mâine, respectiv în paralel cu armonizarea legislației, contrec procesul de accesiune, negocieri, care vor dura, desigur, poate fi abordată problema transnistreană. Deci este vorba despre procese în paralel și același lucru se referă și la lupta cu corupția. România, țara vecină, a avut foarte mari probleme cu corupția pe parcursul negocierilor câțiva ani în urmă, însă acum, odată cu Laura Kövesi, vedem că lucrurile au luat o turnură spre bine și s-au schimbat considerabil. Respectiv, aceste probleme le veți soluționa treptat în paralel cu procesul de negociere. Asta nici Transnistria, nici corupția nu se soluționează peste noapte. Eu pot să repet, noi am auzit și noi tot auzim acești lucru. Ei vor mai repede, ne spunem că trebuie tot să fie bine planificat ca să nu creați probleme pentru voi înșivă pe parcursul acestui drum, deci factorul de timp este un răspuns cheie pentru voi la această etapă, pentru că acest proces va dura timp, deci și Transnistria va fi luat în calcul acest proces, dar când vine vorba despre lupta cu sau împotriva corupției, noi vedem că statul face lucrurile corect, doar că este un proces. Noi singuri vroiam ca voi să faceți lucrurile mai lent uneori, dar trebuie să fie și procesul echitabil și ca să nu fie motive diferite de neacceptarea anumite lucruri. De exemplu, același pre-vetting durează un pic mai mult decât se aștepta inițial, anume pentru că ne dorim procesul să fie implementat cât de corect posibil și cât de eficient posibil, inclusiv pe partea de transparență, de exemplu. În același timp, eu nu sunt de acord că nu există progres pe dosare de rezonanță. Într-adevăr, noi vedem o rezistență în sector enormă, noi vedem unele dosare care, într-adevăr,
unele rezultate, spunem, mai puțin plăcute, care noi le vedem pentru toată lumea, dar în același timp noi vedem, de exemplu, rezultatul pe aeroportul internațional Chișinău, noi vedem anumite progres pe anumite dosare de rezonanță care sunt importante pentru societatea din Republica Moldova. Un alt element important pentru proces, într-adevăr, ține de fapt întreaga reformă a justiției. Fiecare din componente, practic, este o parte, într-un anumit document, e o condiționalitate. Respectiv, unde autoritățile și guvernul își poate asuma este să miște corect și deschis procesul înainte. Și asta o facem. Deja rezultatele transpuse în decizii mai bune judecătorești, asta este într-adevăr o finalitate a procesului, un rezultat, unde noi începem să-l vedem, probabil mai încet decât cu toții ne așteptam, dar primele rezultate deja se văd și eu sper că de acum încolo o să fie doar mai bine. Thank you very much, Primuș. Ambassador, thank you very much. Mersi mult pentru că susțineți efortul și Primuș Vladimir, eu apreciez foarte mult acest manual, este bun. Eu am reușit să mă uit peste el în mod electronic, dar să-l simți în mână este cu mult mai bine. Vreau să mulțumesc Natalii Suceveanu de la Cancelarea de Stat, de la Centrul de Armonizare a Legislației. Știu foarte bine că mulți ani ați dedicat acestui proces și, într-adevăr, acest manual astăzi este o necesitate și mă bucur că el vine exact la momentul potrivit. Momentul în când se creează grupurile de lucru, momentul în care funcționarii noștri urmează să fie instruiți și sunt instruiți în continuare. Noi la IPRE, de asemenea, dedicăm o atenție foarte specială procesului de armonizare a legislației, așa cum și integrării europene în general. Dar împreună cu colegii noștri în cadrul Platformei Naționale Forme Societății Civile, împreună cu alte organizații, considerăm că este foarte important ca tot ce înseamnă armonizarea legislației la nivel de expertiză, cunoaștere, e necesar și pentru cei din sectorul non-guvernamental, cercul de afaceri, societate civilă, organizații neguvernamentale, comunități, și cu siguranță noi vom dedica o atenție specială inclusiv și instruirilor a colegilor noștri din sectorul neguvernamental împreună cu dumneavoastră, sunt sigur, fiindcă procesul de integrare europeană și armonizarea legislației într-adevăr este un proces complex și implică toată lumea. Nu doar funcționarii publici, dar și cei care sunt din sectorul de afaceri, din sectorul neguvernamental și expertiza e necesară și acolo. Iar calitatea, cu siguranță, va depinde de cât de bine suntem pregătiți, cât de bine înțelegem legislația europeană, cât de bine înțelegem să o transpunem. Așa că este foarte la moment efortul pe care l-ați realizat împreună cu colegii de la Ministerul de Externe și de la Cancelarea de Stat, așa că și noi îl vom folosi, cu siguranță. Asta vreau să vă zic, să vă mulțumesc, nu am întrebări, nu am comentarii, asta vreau doar să atenționez cât este important ca acest proces să fie unul inclusiv și expertiză e nevoie nu doar la guvern, nu doar în ministerie, nu doar în agenții, dar cu siguranță e nevoie și în sectorul neguvernamental și asta vom încerca să facem împreună. Mulțumesc foarte mult! Thank you, Mr. Groza. Mulțumesc mult, domnule Groza, pentru cuvintele frumoase și apreciere. Mai sunt alte întrebări, poate? Dacă nu, atunci eu propun ca să nu ne oprim, dar să continuăm discuția noastră într-un mod mai relaxat aici, lângă noi. Vă rog, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru participare. Oaspeții noștri, de asemenea, și reprezentanții ONG-urilor, jurnaliștii și mass media și, de asemenea, alții. Și mulțumiri traducătorilor, de asemenea, pentru lucruri foarte bune pe care l-ați făcut. Mulțumesc tuturor și continuăm discuția noastră.